El rămâne veșnic Domn și în anul 2024 și aceasta este declarația noastră de credință. Nu știm ce ne rezervă anul 2024, dar un lucru îl știm în mod cert. El rămâne Domn, slăvit să fie El în veci. Vreau să vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la FSN, Epistola lui Pavel către Biserica din Efes, la capitolul 1, prin bunăvăința lui Dumnezeu, în duminicele care urmează, vom studia Cartea Efeseni, capitol cu capitol, este una din cele mai dificile, controversate și grele de înțeles epistole din câte există în Biblie și mai cu seamă în Noul Testament. Însă, în ziua aceasta, nu voi aborda una dintre temele foarte grele care presupune subiectul multor dezbateri și multor dialoguri extrem de controversate, dintre predestinare și liberul arbitru, calvinism, armenianism. Și oamenii, prin felul în care se raportează la scriptură, înțeleg diferențiat, potrivit cu sistemul lor teologic de înțelegere, modul cum Mântuitorul Hristos și, în speță, Dumnezeu a planificat mântuirea pentru om. Însă în această zi veți vedea puțin mai târziu care este direcția mesajului spre care mă voi îndrepta. Așa că, dacă ați deschis Epistola lui Pavel către Efesen, capitolul 1, voi citi primele 14 versete, pagine în Biblie, 1144, respectiv 1145. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși și în Hristos Isus, Iată destinatarii scrisorii. Biserica din Efes, credincioșii de acolo. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în, în Hristos. Vă rog să rețineți sintagma asta, că se repete de cel puțin 11 ori în capitolul ăsta și de peste 160 de ori în epistolele pauline. În el, iarăși, se reiterează conceptul. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerii a voi sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Cine era prea iubitul Lui? Domnul Isus Hristos. În El, iarăși, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul. Și aici este cheia hermeneutică a întregului capitol. După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a și uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuliți cu Duh Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mai vii respectuos să vă reocupați locurile. mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta binecuvântată pe care El ne-a dat-o până acum, atât la timpul de închinare, cât și la timpul de părtășie la masa Domnului, am simțit prezența Domnului între noi și mulțumim lui Dumnezeu că astăzi ne-a făcut harul, onoarea, privilegiul să putem sta la masă cu El, slăvit să fie El. Prima masă din anul acesta și fie să nu ratăm niciuna că atunci când, de exemplu, o gospodină pregătește masa cu multă minuțiozitate, cu mult spirit de sacrificiu, cu multă cheltuială și invită mesenie, nu e așa că nu-i totuna să muncești vreo cinci ore pentru o mâncare bună și apoi să-ți inviți pruncii, vină la masă și zic că nu vrem. Dar ce vrei să faci? Noi vrem să stăm pe tablete. E un fel de durere care se naște în sufletul dumneata. E, Domnul Iisus Hristos în această zi, El care a plătit totul pentru masa asta, stăm la Sfânta Împărtășanie, la cina Domnului, ne-a invitat și spune Biblia, prin Evanghelistul Luca, Luca a dorit mult să stea la masă cu noi. Și iată că noi astăzi suntem dintre cei binecuvântați care am răspuns pozitiv invitației Domnului Iisus Hristos să stăm la masă cu El. Și îi mulțumim Lui pentru că a fost o masă binecuvântată, o masă împlinitoare, menită să ne dea puterea să mergem mai departe pe calea credinței. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Dragii mei, predica mea din această zi am intitulat-o Planul lui Dumnezeu pentru Biserică. Și în mod special mă voi referi la Biserica din Efes, pentru că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, prin scrisoarea pe care o transmite destinatarilor lui, și anume Biserica din Efes, comunitatea de credincioși care s-a format acolo, a vrut de fapt să îi facă conștienți de faptul că Dumnezeu a avut un plan pentru ei și prin extensie și pentru fiecare dintre noi, Biserica Cetatea Sfântă din Târgoviște, anul 2024. Și vom vorbi despre planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ajută, joia viitoare voi vorbi despre cum să ne izbutească nouă planurile în anul 2024, Însă, în această zi, permiteți-mi să vorbesc despre planul lui Dumnezeu pentru biserică. Și înțelegem, dintr-o dată, potrivit versetului 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, vom vedea la ce fel de taina voii sale se referă, după planul pe care l-a cătuise în sine însuși. Și îmi place terminologia folosită aici, pe care l-a Adică, n-a fost un plan. Pe care Dumnezeu să-și-l facă într-un mod pripit sau grăbit, ci din potrivă. A fost un plan pe care l-a alcătuit, adică a însemnat sfat, a însemnat înțelepciune, a însemnat timp, a însemnat efort. Ori Dumnezeu nu s-a grăbit și când a întocmit planul acesta pentru noi, l-a întocmit într-un mod extrem de atent și de minuțios la toate detaliile. Așa că, dragii mei, despre ce plan al lui Dumnezeu este vorba, vom vorbi în această zi. Planul lui Dumnezeu pentru biserica sa. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu doar Dumnezeu face planuri, așa e că și noi facem planuri. E și joia viitoare, dacă dă Dumnezeu viață, vom vorbi despre cum să ne izbutească planurile pe care noi le facem. Fiindcă mulți fac planuri și cele mai multe dintre ele spune statistica că nu izbutesc, din potrivă ei Și atunci, de ce unii care își fac planuri izbutesc, iar alții care își fac planuri nu izbutesc? Mai sunt și oameni care nu își fac planuri și ei merg conduși de uh, dinamica vieții de alții, de anturaj, de diferite circunstanțe ale vieții care se întâmplă la un moment dat. Însă, un om al lui Dumnezeu trebuie să-și facă planuri și să meargă în sufletit de planuri pe care să și le facă după voia și rânduiala Lui Dumnezeu. Și vom vedea, dacă ajută Dumnezeu, cum să ne facem planuri de așa manieră încât să putem avea biruință prin planurile pe care le facem în anul 2024 și cât Dumnezeu ne va mai ține în viața asta. Acum nu voi vorbi despre planurile pe care le facem noi, nu voi vorbi despre planurile pe care le fac alții pentru noi, că e și asta o altă chestiune, sunt oameni care fac planuri pentru noi, nu de puține ori se întâmplă părinții să vrea să facă planuri pentru pruncilor. Vreau să fie medic. Și prima întrebare pe care o pun eu, dacă ai avea nevoie de o operație, te duce la el? Vreau să fie avocat, vreau să fie inginer, vreau să fie constructor, nu știu, dar sunt oameni care fac planuri pentru noi, numai că nu sunt numai oameni buni care fac planuri pentru noi. Sunt și oameni răi care fac planuri împotriva noastră. Și Biblia uh, arată foarte clar lucrul acesta, dacă vă aduceți să aminte dumneavoastră de Estera, capitolul 9, versetul 24, Haman face planuri să nimicească poporul lui Dumnezeu Israel Și sigur pe Mardoheu, omul care deranja acolo, fiindcă era un om al lui Dumnezeu care lupta pentru binele poporului Dumnezeu. Știți dumneavoastră manifestul pe care l-a făcut protestul în care s-a îmbrăcat în sac și a cerut clemență, milă din partea împăratului, ca poporul lui Dumnezeu să nu fie omorât și să poată să-și ducă la împlinire planul de reconstruire a Ierusalimului și aceasta era de fapt inima lui. Uitați-vă că Haman a făcut planul să distrugă și să piardă tot ce era a poporului evreu și mai ales pe Mardoheu. Numai că, deși alții fac planuri împotriva noastră, vestea bună este că cei care sunt credincioși și rămân lângă Dumnezeu au parte de o securitate aparte de așa manieră încât, indiferent cât de planuri rele și malefice fac alții împotriva noastră, cât de mult vor ei să ne sape groapa în anul 2024, Dumnezeu ne oferă o garanție. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Și nu de puțini ori s-a văzut asta în viața dumneata, în viața mea, în viața acela care se luptă să facă voia lui Dumnezeu. Oameni care au uneltit, au complotat să facă planuri împotriva noastră și surpriză. Noi n-am căzut în ele și Dumnezeu ne-a izbăvit din laț. Asta se numește providența lui Dumnezeu. Noi nu știam ce planuri au fost făurite împotriva noastră, dar întotdeauna am știut că Dumnezeu este bun cu noi și ne oferă protecția sa. Așa că și în anul 2024 s-au făcut planuri. Spunea fratele Alexandru, joia trecută, despre faptul că uh, planuri electorale, planuri politice, uh, planuri uh, din toate puncte de vedere, mă gândesc și eu, nu știu ce aduce anul ăsta. Poate că au făcut planuri din nou, din punct de vedere sanitar, cu uh, virusuri, cu tot felul de pandemii, cu tot felul de nenorociri. Nu știm ce planuri s-au pregătit. Poate că s-au pregătit planuri uh, pentru controlul populației, pentru a se uh, institui nouă ordine mondială. Nu știm exact ce planuri s-au făcut, dar sunt și alții care fac planuri împotriva noastră. E, dragii mei, și vreau să vă asigur în această zi, în lumina Sfinte Scripturi, că nu se va întâmpla niciun rău, afară de acela pe care Dumnezeu vrea să le îngăduie în viața noastră și acela pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, le îngăduie tot în scop pedagogic, să ne învețe ceva. Slăvi să fie Dumnezeu pentru asta. Să credem în providența Lui, în Dumnezeul care nu pierde din vedere niciun detaliu și luptă pentru binele nostru. Și binele nostru înseamnă mai întâi binele nostru sufletesc, nu binele nostru trupesc. Binele nostru etern, nu binele nostru teluric, pământesc, extrem de efemer și trecător. E, dar Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Haman care a făcut plan? El a căzut în curs. Și știți deznodământul vieții lui. Zilele trecute eram la o mai exact când ieri? Nu ieri. al alalte. alalte eri vineri. Și după ce am slujit acolo în orașul Arad, cineva a venit și a spus, frate, am avut o descoperire pentru dumneata, că cineva în anul acesta ți-a făcut niște planuri rele. Și zice, am văzut cu inima ta a fost străpunsă ca o sabie de uneltirile și comploturile care se făceau împotriva ta. Dar zice, tu să rămâi tare, vechiator, că cel ce te apără este Dumnezeu. Și am fost conștient încă o dată de faptul că sunt oameni răi, mânați de diavolul, care fac planuri rele împotriva noastră. Nu e greșit cu nimic. Nu e văzut poate niciodată sau o dată în viața ta și pur și simplu e luptă planurile împotriva ta. Dar cu toate astea, noi ne bazăm pe faptul că Dumnezeu este de partea noastră. Că de-ar fi să ne frământăm pentru planurile lor, ar însemna să intrăm în depresie instant. Dar noi vrem să rămânem în picioare și să-l glorificăm pe Domnul crezând că El luptă pentru noi. E dar să știți că nu doar Dumnezeu face planuri nu doar noi facem planuri, nu doar alții fac planuri împotriva noastră sau pentru noi, și diavolul face planuri împotriva noastră. Și spune Biblia, în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 11, despre faptul că nu trebuie să lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, spunea Sfântul Apostol Pavel, că zice, noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Și diavolul face planuri împotriva noastră. Împotriva casei tale, a soției tale, a soțului tău, a copiilor tăi, a bisericii lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima, ca anul acesta, trupul lui Hristos să nu mai fie sfârșit. Și să rămână biserica unită și poporul lui Dumnezeu să crească, să experimentăm lucrarea și prezența lui Dumnezeu între noi. Și Dumnezeu să nimicească orice plan și orice uneltire a celui rău, făcut împotriva noastră și a lucrării lui Dumnezeu. Așa să facă Domnul. E o rugăciune sănătoasă, e o rugăciune biblică să te rogi în fiecare dimineață când te trezești, Doamne, nu știu ce planuri a făurit satan împotriva mea sau alți oameni răi voitori, dar, Doamne, te rog, anihilează, distruge, dărâmă planurile celui rău și pune peste noi protecția ta. Nu știm, dragii mei, ce ne rezervă anul 2024, dar diavolul poate să facă uneltiri împotriva casei tale. Nu reușește să distrugă pe tine, ci bă, distrug copilul. Distrug soția și diavolul de fiecare dată caută prin comploturi și planuri malefice să ne distrugă pe noi și credința noastră. Dar noi să cerem de fiecare dată protecția lui Dumnezeu. Și când suntem sub înrăurirea protecției lui Dumnezeu, diavolul nu ne poate face nimic decât atât cât îngăduie Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie cernerea în viața noastră, e pentru că Dumnezeu se asigură și că ne oferă suportul lui. Petre, satana v-a cerut să vă ceană ca grul, dar eu m-am rugat. Întotdeauna, indiferent cât de adâncă va fi valea, indiferent cât de dureroasă va fi amărăciunea prin care va trebui să trecem, Dumnezeu ne garantează faptul că El ne va asigura suportul Său, sprijinul Său proporțional cu dificultatea problemei prin care va trebui să trecem. Mări să fie Domnul pentru asta. Acum, dragii mei, înțelegând că sunt patru izvoare, patru surse de unde pot apărea planuri de la Dumnezeu, de la diavolul, de la noi sau de la alții către noi, Vreau în această zi, în a doua parte, să pun și o întrebare. Cum ne raportăm noi la planul lui Dumnezeu? Căci Dumnezeu a făcut un plan pentru biserică. Dumnezeu a făcut un plan pentru Efes. Dumnezeu a făcut un plan pentru Cetatea Sfântă. Dumnezeu a făcut un plan pentru noi și pentru toată biserica lui Dumnezeu de pretutindeni, de la primul rod al lui Hristos respectiv tălharul de pe cruce și până la noi astăzi și cât ori mai ține vremurile, toți mântuiții lui Dumnezeu născuți din nou din toate timpurile, Dumnezeu a făcut un plan pentru noi. Și dacă vreți să aveți o imagine de ansamblu a modului în care s-a realizat mântuirea umanității, vreau să țineți minte aceste trei afirmații. Prima, Dumnezeu a întocmit un plan. Ce înseamnă că l-a întocmit? l-a gândit, l-a alcătuit. Iisus Hristos a realizat planul, adică efectiv. Propriu zis, a zis, tată, ăsta este planul, eu mă duc și îl pun în aplicare. E ca și cum ai vrea să construiești o casă. Un arhitect îți face planul, arhitectul Dumnezeu, constructorul îl realizează propriu zis, vine și sapă și terasează, ia măsuri, zidește de cu cărămidă. Cine a realizat acest plan? Iisus Hristos pe cruce. Iar Duhul Sfânt îl aplică astăzi prin cuvântul Evangheliei în sufletele noastre. Slăvi să fie Domnul! Tata a întâlnit planul, Fiul l-a realizat, Duhul Sfânt îl aplică astăzi în sufletele noastre. Ce măreț este Domnul! Dar despre care plan este voia? vorba? Dragii mei, uitați-vă că se tot interschimbă anumiți termeni care de fapt se circunscriu aceleași idei. Uitați-vă, a binevoi să ne descopere taina voii sale, planul său, hotărârea sa, sfatul voii sale. Care este taina la care face referire Apostolul Pavel? Vom găsi de nenumărate ori expresia Paulină, taina lui Dumnezeu sau taina voii sale. Și ea, are conotație diferențiată în funcție de contextul în care se consemnează sintagma biblică taina lui Dumnezeu. Dar aici, în textul acesta, face referire la următorul adevăr. Și aici voi răspunde la o întrebare, care a fost scopul pentru care Pavel a scris această epistolă către Biserica din Efes. Au fost două scopuri. În primul rând, să încunoștințeze Biserica din Efes, de faptul că Dumnezeu a făcut un plan și planul este următorul. Că atât neamurile care îl acceptă pe Hristos și jertfa lui, cât și evreii pot fi parte a aceleași comunități de credincioși numită Biserica lui Hristos. Aceasta este taina. Că nu numai evreii, ci și neamurile au fost acceptate în planul mântuitor realizat de Isus Hristos. Și Apostolul Pavel scrie această epistolă bisericii și o face conștientă de faptul că nu doar evreii sunt mântuiți, ci și neamurile care prin credință acceptă jertfa lui Iisus Hristos în viața lor. Iar pe de altă parte, al doilea scop pentru care scrie Apostolul Pavel această epistolă, nu doar în cunoștințarea sau informarea despre acest adevăr al planului divin, în al doilea rând scrie această epistolă cu scopul de a încuraja pe credincioșii comunității bisericii din Efes să meargă înainte și să nu dea înapoi, ancărându-se puternic în identitatea lor în Hristos. De fapt, textul răspunde foarte bine la întrebarea cine suntem noi în Hristos. Și atunci le relevă acest adevăr al identității lor în Hristos. De ce? Pentru că influențele păgâne ale orașului Efes, erau atât de mari, încât oricând ar fi putut claca, cădea sau renunța. Și Apostolul Pavel îi face conștiință încă o dată și le spune, voi aveți un mare privilegiu să aveți o identitate de copii al lui Dumnezeu, să fiți apartenenți al lui Isus Hristos, să fiți în Hristos, este o mare binecuvântare. Nu vă mai lăudați cu Efesul, pentru că de fapt, trebuie să știți lucrul ăsta și permiteți-mi să vă ofer câteva informații foarte importante, Orașul acesta, Efes, era un oraș centru al Asiei, Turcia de astăzi, influent din punct de vedere politic, economic, comercial, religios. Acolo se afla templul zeiței Diana, zeița frumuseții, a romanilor sau Artemis, a grecilor. E, templul zeița, zeiței Diana avea o lungime de 105 metri, templu, și o lățime de 51 de metri. Vă dați seama o clădire destul de mare, considerată una din cele mai mari șapte minuni ale lumii antici. 105 metri lungime, 51 de metri lățime, în jur de vreo 18 metri înălțime. Un templu în care nu vreau să intru în detalii ce se întâmpla acolo, însă, din punct de vedere economic, orașul Efes o ducea foarte bine, prosperitate. Idolatria era la ea acasă. Zeița Diana era considerată zeința principală a orașului Efes, Templul acesta s-a construit în anul 550 înainte în, de Hristos, în, timpul Imperiului Babilonian. Sigur, de către cel care a făurit planul, Cherisfron și fiul său, Metagenes, dar templul care mai târziu a fost incendiat. În anul 356 înainte de Hristos, templul zeiței Diana a fost incendiat de către Herostratus, așa spune istoria, un om care și-a dat seama că viața e scurtă și vrea să rămână cumva în amintirea oamenilor. Și a zis: Ce pot să fac să nu fiu uitat? Că unii nu sunt uitați prin binele pe care îl fac, alții prin răul și prostia la care apelează. Și atunci s-a dus, a dat foc Templului Zeiței Diana și sigur că întreg Templu, întreaga clădire a fost arsă și a murit și el în interiorul clădirii. Și a vrut ca oamenii să-l țină minte. Domnule, uite cine a fost cel care a incendiat Efesul și templul. Mai târziu, în aceeași noapte, spune istoria, în aceeași noapte când este ars templul zeiței Diana din Efes, în aceeași noapte se naște Alexandru cel Mare. Alexandru Macedon, care nu a trăit decât 32 de ani. Dar care a cucerit toată lumea care era descoperită la vremea aceea și sigur că atunci când n-a mai avut ce cuceri, înainte să moară fiind chinuit de o boală ciudată, unii spun că ar fi fost zdrobit de mușcătura unui țânțar, nu știm exact, dar cel mai probabil asta să fie. La 32 de ani moare și plânge pentru că cucerise toată lumea și n-a mai avut ce să cucerească, pentru că există o patologie a puterii. E și în aceeași noapte se naște Alexandru cel Mare și ei, care răspuns, zic, domne. Ar fi putut zeița Diana să facă ceva, dar a fost atât de ocupată de nașterea marelui împărat grec, Alexandru cel Mare, cât n-a mai avut în atenție altceva, inclusiv să protejeze templul. Că dacă era templul zeiței Diana, considerată Dumnezeul lor, cum de a lăsat să se întâmple așa ceva? Și iată că răspunsul a venit. Preocupată cu nașterea lui Alexandru cel Mare. E, după aceea, Alexandru cel Mare a vrut să sprijine reconstruirea și finanțarea templului, ei n-au acceptat și Efesul s-a unit, a pus mână de la mână și în anul 323 reconstruiește orașul, de data asta mai mare. 137 de metri lungime, 69 de metri lățime și păstrează înălțimea de 18 metri. E, dragii mei, Efesul, un oraș centru al Asiei, Centrul guvernatorului roman, capitala confederației orașelor grecești din Asia Mică, un oraș port cu deschidere la Marea Mediterană, fapt pentru care pe acolo uh, se făcea foarte mult comerț. Populația Efesului în vremea de atunci, în care Sfântul Apostol Pavel consemnează epistola sa, era undeva între 200 și 250 de mii de locuitori, un fel de ploiești. Astăzi, la o aruncătură de băz de noi, 40 și ceva de kilometri, un oraș cosmopolit, multicultural, multietnic. Acolo se întâlneau cele mai mărețe idei, planuri de investiții, eu știu, interese politice, economice. Dar cu toate acestea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că toți cetățenii orașului Efes se credeau într-o poziție privilegiată că ei erau cetățenii a Efesului. Era al treilea ca mărime cel mai mare după Roma, evident, și după Alexandria. Prosperitate, cultură. Și apropo de chestiunea asta, la momentul acela unul din istorici consemnează faptul că în interiorul orașului Efes era undeva la 30.000 de evrei. Și deci pe lângă oamenii, parte dintre păgând, dintre neamuri, erau undeva la 30.000 de evrei în Efes. Și cum vom vedea noi mai târziu când Sfântul Apostol Pavel se întâlnește cu ei și are o discuție serioasă teologică pe baza învățăturilor Domnului Iisus Hristos cu privire la mântuire. E da, ce trebuie să înțelegem noi de aici? Pavel vine și le spune, voi să nu vă lăudați. Că aveți o poziție privilegiată, că vă aflați într-unul dintre cele mai proeminente orașe ale lumii, cum ar fi New York-ul de astăzi, și vă lăudați cu vremuri de prosperitate, că aveți una din cele mai mari șapte minuni ale lumii, că sunteți bine, că sunteți însăriți. Voi lăudați-vă că sunteți în Hristos, că nu-i niciun privilegiu mai mare decât acela de a fi apartenent al lui Isus Hristos, de a fi parte a lui Hristos. De aceea, ne în capitolul 2, foarte frumos folosește Pavel această metaforă. Pentru noi nu are atât de multă relevanță astăzi, dar pentru ei avea. Așa se face că în versetul 21 zice, în el, adică tot în Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu. Nu templu zeiței Diana cu care voi vă lăudați. Și biserica lui Dumnezeu voi trebuie să fiți un templu sfânt în Domnul. Și versetul 22. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți nu niște cetățeni a unui locaș omenesc al zeiței Diana și un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și Dumnezeu spune, ăsta este motivul pentru care voi trebuie să mergeți înainte, să slujiți pe Domnul și să vă lăudați. Un motiv de a te bucura în Domnul. Că ești parte a templului sfânt, al Duhului sfânt. Nici de cum cetățean al orașului Efes. Dragii mei, ce, cum ar trebui să ne raportăm noi la planul lui Dumnezeu? Și uitați-vă că Biblia relevă câteva atitudini vis-a-vis -vis de planul lui Dumnezeu. Unu, Noi trebuie să aflăm planul lui Dumnezeu. Pentru că să știți că poporul lui Dumnezeu pierde din lipsă de. din lipsă de cunoștință, spune Biblia. Și că nu este cunoștință de Cuvântul lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu pentru noi, apare problema. Acum, sigur că atunci când vorbim despre planul lui Dumnezeu, sunt trei dimensiuni de înțelegere ale planului lui Dumnezeu. Mai întâi, planul lui Dumnezeu suveran sau decretiv, care nu suportă nicio urmă de negociere. De exemplu, Dumnezeu are în plan să îngăduie -ne cazul cel mare. Cum vrea noi sau că nu vrea, se va împlini. Dumnezeu are în plan să-și răpească biserica cum vrea noi sau nu, Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Compostim noi până vine răpirea și ne-om ruga fără să mai dormim și să mâncăm o zi, planul lui Dumnezeu va rămâne în picioare, indiferent care este poziția noastră vis-a-vis -vis de planul lui Dumnezeu. Deci există un plan al lui Dumnezeu suveran, care nu suportă nicio urmă de negociere. Există un plan al lui Dumnezeu normativ. În orice circunstanță, în orice proiect, în orice alegere a vieții, Dumnezeu spune, tu trebuie să fii sfânt. Planul meu este acest, sfințirea voastră. Este un plan normativ, moral al lui Dumnezeu. În orice spectru de activitate a vieții noastre să căutăm sfințenia. Și atunci e simplu, simplu, simplu de tot să poți înțelege care este planul lui Dumnezeu pentru tine. Mă apropie pe mine de sfințenie sau mă depărtează? Dacă plec în România, în Belgia, în Spania, în Anglia, în Germania, îți mai sfânt sau îți mai păcătos? E simplu. Și sigur, a treia dimensiune de înțelegere a planului Dumnezeu este planul particular, individual al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De exemplu, pentru unii planul lui Dumnezeu este să rămână în România. Pentru alții planul lui Dumnezeu este să plece în America. Pentru unii planul lui Dumnezeu este să aibă 10 copii. Pentru alții planul lui Dumnezeu este să nu aibă copii. Și asta, eu de exemplu, sau cineva dacă nu are copii, să zicem prin absurd, nu poate să zică că, pentru că eu n-am copii, nimeni nu trebuie să aibă copii. Sau pentru că planul lui Dumnezeu pentru cineva este să aibă 15 copii sau 10 copii, să vină să facă din asta o voie normativă a lui Dumnezeu să spună, toți trebuie să facă 15 copii. Și ce facem cu cele sterpe? Că Dumnezeu deschide pântecele și Dumnezeu închide pântecele. Asta spune Biblia. Dumnezeu suveranul. De aceea, dragii mei, din punctul acesta de vedere, când vorbim despre acea, de a treia dimensiune de înțelegere, Aferent de care partea a Planului Divin mă refer, Planul suveran, decretiv, normativ sau particular al lui Dumnezeu pentru fiecare om, fiecare dintre noi avem obligația morală să cunoaștem, să aflăm Planul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că, dacă, de exemplu, vorbim despre Planul lui Dumnezeu decretiv, în textul acesta. Face referire la planul salvific, planul de mântuire a lui Dumnezeu, nu doar pentru evrei care acceptă pe Domnul Isus Hristos, ci și pentru neamuri. Și atunci, Biblia spune că planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru om realizat în Hristos, aplicat astăzi în Duhul Sfânt, este un plan suveran decretiv al lui Dumnezeu. Nu prin alte mijloace, sau prin altă formă a vreunui plan uman, sau a vreunui pastor, sau preot, sau părinte bisericesc ci doar prin planul prestabilit de Dumnezeu. Pentru că în această zi, după ce vom uh, înțelege cum trebuie să ne raportăm la planul lui Dumnezeu, vom învăța patru adevăruri esențiale pe care textul acesta le dezvăluie. Dar mai întâi, permiteți-mi să spun, planul lui Dumnezeu trebuie aflat. Iov 27:11. Haideți să citim versetul acest. Și mă uit și cu un ochi pe ceas ca să pot fi în grafic. Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atât puternic. În al doilea rând, planul lui Dumnezeu nu doar că trebuie aflat, trebuie afirmat, predicat, comunicat și altora. Dumnezeu are un plan cu tine, vrea să te mântuiască. Dumnezeu are un plan cu lumea asta. Într-o zi nu va mai muri prin potop, prin foc. Noi trebuie să afirmăm și să vestim oamenilor planul lui Dumnezeu de mântuire. Ca oamenii să știe. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Cum vor auzi dacă nu există un Cum să se mântuiască dacă noi stăm cu gurile închise și nu predicăm acest plan al Lui Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel spune în fapte 20 cu 27 Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu de mântuire. Și Apostol Pavel a fost foarte sârguincios. Și el a vestit, a predicat, a afirmat planul Lui Dumnezeu pentru oameni. Și unii au răspuns afirmativ sau predat Lui Dumnezeu, alții au întors spatele. Dar predicarea mea despre planul lui Dumnezeu de mântuire și predicarea dumneata, fiecare în forma lui sau ei, naște mai multe reacții, fie pentru mântuirea omului, fie pentru mărturia omului în ziua judecății. Ți s-a dat posibilitatea să accesi planul lui Dumnezeu și nu l-ai acceptat. Să auzi despre mântuire și ai refuzat mântuirea. Și atât, dragii mei, că noi nu doar trebuie să ne mulțumim că am aflat planul lui Dumnezeu de mântuire, noi trebuie să-L comunicăm și altora să-l afirmăm. 3. Planul lui Dumnezeu nu doar că trebuie aflat, nu doar că trebuie afirmat sau predicat, trebuie acceptat. Că sunt mulți care știu planul lui Dumnezeu de mântuire, sunt mulți care vorbesc despre planul lui Dumnezeu de mântuire, dar nu-l acceptă în viața lor. Știu ce să fac, zic. Știu, frate, că Domnul Isus Hristos a venit pentru mine, știu că a murit pe o cruce, știu, știu. Dar când este vorba să ia decizia de a-L urma pe Hristos, dintr-o dată observăm un impediment, o stabilă. Și să știți că diavolul se mulțumește să poți predica mai bine ca mine în dimineața asta. Să știi și să predici, și să cunoști Biblia. Că diavolul însuși o știe mai bine ca noi. E, da, diavolul nu vrea să acces planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Însă noi nu trebuie să ne oprim doar la afla sau a predica planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-l acceptăm în viața noastră. Luca 7 cu 30. Zice Biblia faptul că fariseii zădărnici și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primim botezul. La care botez făcea referire? Botezul în apă. Și eu mă întreb, toți fariseii ăștia și învățătorii ăștia, care predică și au aflat despre mântuire, și nu doar că au aflat, predică despre planul de mântuire, de ce nu acceptă domne tot planul lui Dumnezeu de mântuire? Unde este, unde este fractura logică? Unde este sincopa? Unde a apărut întreruperea? Fie ei n-au fost niciodată mântuiți, fie au acceptat jertfa lui Iisus Hristos în viața lor în mod sincer, dar au avut învățători slabi care nu le-a predicat tot planul lui Dumnezeu de mântuire și slăbiciunea se datorează faptului că noi n-am fost dispuși să trecem dincolo de prejudecățile noastre, dincolo de propriul nostru sistem de gândire, de propriul nostru, uh, propriul nostru ochelar teologic prin care am vrut să reinterpretăm noi Biblia când pe calul lui Dumnezeu nici cel fără minte nu se rătăcește. Nu, am un porcare aș lua eu în ziua asta aici, până în spate de m-aș acolo și v-aș pune o întrebare. ce e greu de înțeles aici? Ce-au făcut farisei și învățători? explicați mi un Că zici, frate, eu nu sunt doctor în teologie, nu, am eu zic, orice om poate înțelege treaba asta. Farisei și învățătorii legii au zătărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprim botezul lui. Botezul cui? Botezul Domnului. Să cunoști planul lui Dumnezeu și cu toate astea să nu accesi planul lui Dumnezeu în viața ta, pentru mine e un mare semn de întrebare. Și o mare durere. Pentru că noi, vis-a-vis -vis de planul Lui Dumnezeu, trebuie să și acceptăm planul lui în viața noastră. Adică, eu când vin la Iisus Hristos, nu vin cu o foaie plină. Vin cu o foaie goală și spun, Doamne, învață-mă Tu. Că sunt gata să fac tot ce îmi spui Tu să fac. Și atunci, eu sunt dispus să trec prin toate etapele, ca să pot să fiu sigur că îmi duc mântuirea mea până la capăt potrivit preceptului paurit din Filipeni 2 cu 12. Adică, dacă tu ai intrat la liceu și te oprești în clasa nouă, Du domnul liceu până la capăt și bac. Acum cineva care intră în facultate, în anul întâi și se oprește acolo, poate să numească absolvent? Absolvent te numești când termini toți patru ani. Așa că Dumnezeu vrea să fim absolvenți. Când vom sfârși viața asta, să absolvim școala Lui cu bine și să se scrie în dreptul nostru mântuit, binecuvântat al Tatălui, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să ne ajute să ne cuvinteze. Și aceasta trebuie aplicat cu tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Păi Pavel putea să prezice o, o parte din planul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă că acolo e atât de radical. Pavel spune, m-am să vă vestesc tot planul. Tot planul. Păi bază zice, noastră vine arhitectul și vă face numai parterul. Și ce nu, acum construiți parterul. Și rămâi cu casa în aer. Îți plouă în casă, n-ai unde să te adăpostești. Vreau un arhitect să-ți facă tot planul. Frații mei, Dumneavoastră știți că noi, slujitorii, predicatorii, păstorii, cum vreți să ne numiți, din punct de vedere metaforic, biblic, noi suntem niște constructori. Și noi trebuie să le punem în fața oamenilor tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu doar o parte din plan. Că dacă noi le prezentăm doar o parte din plan, înseamnă că e o problemă cu noi. Noi trebuie să ne cu tot planul lui Dumnezeu. Dar mi-e teamă că unii din cei care se autoproclamă predicator, ei înșiși nu știu tot planul. Și atunci ce te-ai făcut arhitect? Trebuie să te faci croitor, cismar, orice altceva, dar nu predicator. Pentru că dacă ești arhitect, arhitectul știe să-ți ducă o casă de la fundație, spune cât fier trebuie să bagi, îți spune cât de groasă trebuie să fie zidurile, unde trebuie puse verestrele, cum trebuie să fie făcut acoperișul. Te-ai mulțumit cu unul care să te lasă cu acoperișul în aer? Domnule, ce ești arhitect? Un predicator, un om al lui Dumnezeu, trebuie să-ți ducă întreaga schiță a planului Dumnezeu. Aflat, afirmat, acceptat, patru, ascultat. Planul lui Dumnezeu nu trebuie doar acceptat, trebuie ascultat. Uitați-vă ce spune. Pentru mine e definiția succesului în viață. Cel mai frumos necrolog care poate fi descris pentru cineva. Fapte 13 cu 36. Uitați. -vă. Deci, așa de tare iubesc versetul ăsta. E vorba despre regele David. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. Ce înseamnă după planul lui Dumnezeu? Păi înseamnă două lucruri. În primul rând, a slujit după planul lui Dumnezeu și doi, a murit după planul lui Dumnezeu. Adică, nu doar slujirea lui, trăirea lui, conduita lui morală a fost după planul lui Dumnezeu, ci și timpul în care să lucreze și să facă lucrarea lui Dumnezeu a fost după voia lui Dumnezeu. Apoi zice, a fost îngropat încă părinții săi și a văzut putrezirea. Ce definiție extraordinară a succesului în viață. Și David, a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, apoi a murit. Știți ce văd aici? Un David care a ascultat de planul lui Dumnezeu pentru el. Putea să zic că dacă eu mi zrege, Doamne, eu am primit visul să construiesc templul. Și Domnul a zis, nu, planul meu pentru tine e până aici. De aici încolo lasă-l pe Solomon. Și Solomon a trebuit să construiască. Deci zice, tu ai vărsat mult sânge. Și uitați-vă, dragii mei, că David a ascultat de tot planul lui Dumnezeu întrebarea mea în această zi. Noi suntem dispuși să ascultăm de tot planul lui Dumnezeu de mântuire? Proverbe, capitolul 16, cu versetul 3, spune înțeleptul Solomon în felul următor. încredințează lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Uitați-vă la planul acesta pe care Dumnezeu l-a alcătuit și pe care cei 12 efeseni, ca aici în versetul 13, unde apare pentru mulți un punct de dilemă hermeneutică, versetul 13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetriți cu Duhul Sfânt care vă se făgăduit. La cine se referă aici Apostolul Pavel? Păi ca să înțelegem treaba asta, permiteți-mi să facem o scurtă incursiune istorică. Au fost câțiva slujitori care au contribuit la formarea Bisericii din Efes. Mai întâi, Acuila și Priscila. Fapte 18, 18 și 19. Apoi, Apollo, Fapte 18, 23, 24. Spune Biblia că era un om tare în scripturi, plin de pasiune pentru Domnul. Și el a predicat Evanghelia celor din Efes. Omul acesta, zice Biblia, avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El a fost un al doilea agent pe care Dumnezeu l-a folosit pentru înființarea Bisericii din Efes și creșterea Bisericii din Efes. Apoi, ca să vedeți. Lucrarea complementară a lui Hristos în trupul bisericii numit, numită Biserica din Efes. Și deci a fost Acuila și Prișila, vine Apolo, după Apolo cine vine? După Apolo vine Pavel. Și vreau să vă uitați în Fapte 19, de la 1 la 41. Și afișăm versetul 1, Fapte 19 cu 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de, de sus ale Asii, a ajuns la Efes. Adică, Apollo a slujit o vreme în Efes, dacă vă veți cita în 18, nu mai am timp acum să vă demonstrez, după aceea pleacă Apollo în Corint. Și vine acum cine? Sfântul Apostol Pavel ajunge la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și merge mai departe, versetul 2. Și îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? La ce face referire aici? La botezul cu Duhul Sfânt. Și zice, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Deci vedeți cum se răspunde la întrebarea asta? Și merge mai departe, versetul 3. Dar cu ce botez a fost botezați? Le-a zis el. Și eu au răspuns cu botezul lui Ioan. Versetul următor. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Apoi zice versetul 5, că i-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos, iar în versetul următor 6, Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră? În cuprinsul aceleia slujbe de biserică care a fost ținută de către Pavel, s-au întâmplat trei lucruri. Unu, Pavel a predicat. Ei, Pavel predicând, ei ce au făcut? Au ascultat și au acceptat planul lui Dumnezeu pentru ei. Au crezut. Asta spune aici. Deci, versetul 13 este o aplicare și o evocare, de fapt, a evenimentului din fapte 19. Ați auzit cuvântul adevărului? după ce au auzit cuvântul, ce au făcut? Au crezut în el? E tot la slujba aia au fost pecetuiți de Domnul cu Duhul Sfânt și au și fost botezați în numele Domnului Isus Hristos. Păi ăștia erau grăbiți. Și știți când s-a întâmplat asta? În anul 62 aproximativ. Sau poate puțin mai devreme. Că în anul 62 scrie Apostol Pavel epistola asta către Vese. Și atunci e o fel de evocare a ce s-a întâmplat puțin mai devreme. Poate în 60, în 61, în 58. Nu știm exact când. Doar cum câțiva ani înainte. Și Pavel le aduce aminte de ce s-a întâmplat acolo. Și eu acum mă întreb, noi care suntem în anul 2024, bă, ăștia când au auzit, au zis, Pavele, la o singură slujbă suntem gata să le facem pe tot. Ne și botezăm în apă și tăruim pe botez cu Duhul Sfânt. Intrăm să facem lucrarea lui Dumnezeu. A, știe Domnul. De unde răgănare asta? De unde spiritul ăsta de amânare? Mi-e teamă că nu ne-am întâlnit cu Dumnezeul cel adevărat. Când ăștia, măcar că mai aveau 2000 de ani, și poate 30, 40, 50 de ani de viață. Au zis, noi ne grăbim să facem lucrarea lui Dumnezeu. Noi acum când suntem în vremurile de apus ale istoriei și când Dumnezeu se grăbește să-și cheme biserica acasă, suntem gata să ascultăm de tot planul lui Dumnezeu de mântuire? Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și acum, dragii mei, în ultimul rând, vreau să ne uităm și să observăm patru mari aspecte din textul acesta mai întâi promotorul acestui plan, apoi portretul acestui plan, trei privilegiile planului divin și patru pretențiile planului divin. E simplu, îs patru de pe, ușor de reținut. Mai întâi, promotorul planului divin. A cui a fost inițiativa să-și aleagă un popor pe care să-l mântuiască? Inițiativa a fost a Domnului. Mai întâi a ales poporul Israel, L-a din toate popoarele și națiunile lumii să slujească drept arhetip, model și lumina celorlalte popoare, folosește acest popor care de cele mai multe ori se răzvrătește și ieșuiază. Cu toate astea, Dumnezeu nu renunță la el, pentru că noi nu credem că Israel a căzut din planul lui Dumnezeu și a căzut într-o împietrire până la o vreme, și în vremea din urmă, în mod special, Domnul s-a ocupat de poporul Israel. În vremea asta de întrerupere, a planului pentru Israel, noi am fost altoiți și biserica, parte dintre neamuri, au intrat în planul lui Dumnezeu de mântuire. Și zice Biblia, aceasta a fost inițiativa lui Dumnezeu pentru noi. Nici de cum inițiativa noastră. Nu noi l-am căutat. Nu ne l-am dorit, noi eram gata să fugim de Dumnezeu. Natura noastră răzvrătită lupta împotriva voii sale, dar cu toate astea El ne-a găsit ne-a chemat, ne-a strigat pe nume și într-o zi am răspuns chemării sale, slăvit să fie Domnul. Deci uitați-vă, Domnul a făcut tot planul, ne-a pus în față oferta mântuirii sale. Și de mine și de Dumnezeu depinde să spună în această zi da sau nu. Atât. Eu trebuie doar să o accept sau să o resping. Bine ar fi să o accept. Și de aici decurge, decurg toate celelalte binecuvântări care survin ca urmare a faptului că tu intri parte a trupului lui Hristos numit Biserica lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, sunt impresionat să văd în această zi faptul că Dumnezeu ne-a căutat și El a fost promotorul planului Său. El a avut inițiativa pentru noi. Uitați-vă la magii de la răsărit. Cine a avut inițiativa chemărilor? Păi Dumnezeu l-a pus să stea acolo. Deci tot Dumnezeu s-a gândit la om. Cine a avut inițiativa pentru păstori? Un Dumnezeu care prin Îngerul Său a strigat păstorii, păstorilor și la tradit mesajul. Întotdeauna Dumnezeu are inițiativa. Și mă veți întreba cum Dumnezeu are inițiativa. Prin diferite forme. Uneori printr-un înger, alteori printr-un vis, alteori printr-o stea, altor printr-un predicator, altor printr-o slujbă de evangelizare, altor printr-un coleg de muncă care spune despre Dumnezeu. Dar întotdeauna Dumnezeu are inițiativa chemării tale și vrea să te cheme, important este să răspundem noi. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare pe care Hristos a făcut-o, noi doar trebuie să o acceptăm. De fapt, ce se spune aici în versetul 4, versetul 5, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii, în El. Apoi ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiat prin Isus Hristos. Știți de fapt ce trebuie să înțelegem prin terminologiile acestea folosite aici? Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a prestabilit, a predestinat un plan. Nu o, o persoană în sensul agentul mântuitor, Hristos. Dar Hristos n-a predestinat persoane pentru mântuire. Unii să fie mântuiți, alții să fie sortiți pieirii. Că ar fi fost o nedreptate în Dumnezeu. Domne, din mulțimea de păcătoși pierduți, Dumnezeu a ales niște oameni și voi sunteți ființii mei. Nu! Biblia spune prin Sfântul Apostol Petru că Dumnezeu vrea ca niciunul dintre noi să nu piară. Și toți să vină la păcăinți. Toți să audă Evanghelia mântuirii. Asta este voia lui Dumnezeu. Asta este dorința lui Dumnezeu. Dar cu toate astea, unii se vor pierde. Și atunci ce spune Biblia aici, în el Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii, se referă la ce? La faptul că Dumnezeu încă de la întemeierea pământului a făcut un plan pentru noi. Și prin niciun alt plan nu poți fi mântuit decât prin Isus Hristos. Acum în America și nu numai, a apărut un curent de gândire, să zicem teologic, mai mult teologic decât teologic, care spune că, domne, tu poți fi mântuit prin faptele tale bune, nu trebuie jertfa lui Hristos. Poți fi mântuit și prin alte căi. Și budiștii pot fi mântuiți și... Plan! Nu mă noastră ca să nu se laude nimeni. Nimic nu mai pui la jertfa lui Isus Hristos și la, și la ce a făcut Hristos pentru tine. Nu. Planul a fost prestabilit și numai așa se ajunge la mântuire. Isus este ușa, Ioan capitolul 10. De aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Apoi, există un portret al planului divin. Planul acesta a fost prestabilit în Hristos. Planul acesta este suveran, versetul 5 zice, după buna plăcere a voii sale. Planul acesta este fundat în dragostea lui Dumnezeu pentru noi, versetul 4, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte. Adică, în cadrul portretului planului divin, Biblia ne spune că ne-a ales în baza dragostei lui. El ne-a iubit. Și ne-a ales. Și ce înseamnă că El ne-a ales? Înseamnă că pe unii ne-a și a zis tu să fii mântuit cu sau fără vrerea ta, iar altul să fie lăsat în păcat cu sau vrerea Lui? Cum ar trebui să înțelegem noi această sintagmă, natură a alegerii lui Dumnezeu. Eu o înțeleg astfel. Dumnezeu a ales prin Fiul Său, Iisus Hristos, un plan și a zis, numai prin mine și numai în condițiile astea puteți fi mântuiți. Și se plimbă prin Biserica Cetatea Sfântă în această zi și zice, ăsta este planul meu, vreți să-l acceptați sau nu? Și oamenii care se prind și iau în brațe planul ăsta, devin mântuiți. Pe lângă ceilalți trece planul lui Dumnezeu de mântuire și el îl ignoră. Fie zic amân, fie întorc spatele, fie îl bagatelizează, nu e atât de important pentru mine. Și fac orice altceva. Dar Dumnezeu a prestabilit un plan și bine ar fi să fim înțelepți să ne însușim acest plan și să-l acceptăm în viața noastră. El a făcut tot planul, eu trebuie doar să-l primesc. Și din faptul că eu primesc și accept planul ăsta, vor decurge și toate celelalte lucruri pe care în Hristos le voi dobândi. E ca și cum a zice așa. Eu deschid ușa aia. Și unii vor să intre, alții nu vor să intre. Cel ce va intra în încăperea aceasta, în biserica aceasta, va beneficia nu doar de faptul că va sta pe un scaun, va beneficia și de lumină și de căldură, va beneficia și de aer condiționat, va beneficia și de o predică și de o cântare, va beneficia și de o prezență și de o îmbrăzișare și de o încurajare. Ați înțeles? Eu totul trebuie să fac atât. Ce-ați făcut dumneavoastră? Ați intrat, domnule. Ați pășit și ați intrat. Eu trebuie să-L accept pe Hristos și de... și din Hristos vor decurge toate celelalte binecuvântări. Este un plan prestabilit în Hristos, suveran, fundat în dragoste și un plan etern nefestent 3 cu 11. Planul ăsta a fost predestinat de Dumnezeu încă de la întemeirea lumii. Apoi, privilegiile acestui plan divin. Păi, iată două dintre privilegiile chiar trei enumerate aici. Primul privilegiu este că ne-a curățat prin sângele lui Sus, Versetul 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Ce înseamnă că ne-a răscumpărat? Înseamnă că el a băgat mâna după noi din gropele în care noi eram. Eram murdari, păcătoși, cu, cu o grămadă de, de vici, de legături și n-a ținut cont de nimic din toate astea. Și la a rupt legăturile, ne-a spălat prin sângele lui de murdăria morală a păcatului nostru și ne-a sfințit viețile. Primul privilegiu. Când acces planul lui Dumnezeu e că pozițional ești pus în Hristos, ești sfințit, ești curățat de vechile tale păcate. Și tot trecutul tău care te condamna, vorturile tale, crimele tale, curviile tale, uciderile tale, țigările tale, toată mojicia unor fapte abjecte, bă, toate se spală dintr-o dată. Asta o poate face Isus Hristos. Când, când eu accept planul lui în viața mea, o, oh, de-ar înțelege oamenii miracolul acesta al binecuvântării de a fi în Hristos. Privilegiul planului divin acceptat în viața ta este că în primul rând ești curățat de toată mizeria care te condamna, de conștiința care lupta împotriva ta, de, de, de voia lui Dumnezeu care striga împotriva ta condamnare și pierzare veșnică. Din roate ești curățat. Apoi nu doar că ești curățat, ești adoptat. Versetul 5. Ați fost înfiați prin Hristos. Al doilea privilegiu ce decurge din binecuvântarea acceptării planului divin în viața mea, nu doar curățat, adoptat. Uh, știți, sunt copii care sunt abandonați de la naștere. Și n-au mamă, n-au tată, sunt crescuți în orfelinate, în centre de plasament. Și vine un tată sau o mamă binevoitoare, amândoi, și hotărăsc și zic, domne, uite, noi vrem să adoptăm un copil. Nu contează cu este, nu contează ce ai are, nu contează condițiile sănătate. Noi suntem gata să-l creștem. Ce mare binecuvântare trebuie să fie pentru acel adoptat copil. Vine într-o familie în care îi se dă mâncare, îi se dă hrană, îi se dă de toate. Copii care au fost aruncați, abandonați la gunoi, în ghetouri. Păi și un părinte binevoitor l-a auzit. Și a auzit scângețele alea de copil de câteva săptămâni nou născut. S-a dus la el și l-a luat și a zis, vreau să fie copilul meu. Și a făcut toată procedura de adopție care e complicată în România, bă, să intre, să intre în adopție și să-l ia. E, dragii mei, exact așa a făcut Hristos cu noi. După ce ne-a spălat și ne-a curățat, ne-a adoptat și ne-a zis, voi nu mai sunteți robi, voi sunteți fii și fiice de rege. Voi sunteți copiii mei. Ne-a înfiat înseamnă voi aveți statutul de fiș și de fiice ale, exact precum fiul viitor. Doamne, numește-mă sclav al tău, numește-mă om de mâna a doua, numește-mă argat. Și domnul prietene, eu am numai fi și fiice. Și îi dă inel el în deget ca simbol al filiațiunii. Tu ești fiul meu. El era mulțumit să stea numai pe ultima bancă Am păcătuit prea mult, am trăit în condiții mizere Nu mai meri să fiu Fiul tău, doar un argat acolo Să-ți văd prezența, să-ți aud glasul Să te văd în ochii mei când te plin prin o gradă Și să poți să mă bucur de tine Și zice, nu prieten, tu vei fi fiul meu Ce mare har Hristos ne-a adoptat Și ne-a făcut fi și fici. Și mai există un al treilea privilegiu Ce decurge din acceptarea planului divin în viața noastră Nu doar curățați, nu doar adoptați și și moștenitori. Versetul 11. În el am fost făcuți și moștenitori. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu și cu Dumneata suntem garanții unei moșteniri pe care Hristos a pregătit-o pentru noi. Și a zis, ce să fac eu cu pocăiții ăștia ai mei, copiii mei? Că de exemplu, când cineva moare, înainte să moară, a sunat răzile zile trecute cineva cu problemă de din asta, vreau să aminte, când cineva moare, înainte să moare, îi lasă un testament. Și știi ce face pruncul lui după ce moare defunctul? După ce își revine din nenorocita uh, dramă prin care treci? Se uită în testament și zice, bă, am un termen de opțiune succesorală de un an. Mă duc să-mi revendic moștenirea. Se duce la notar, are testamentul inscris, nimeni nu l-a alterat, nimeni nu i-a uh, uh, adus niciun fel de viciu. Și în felul acela, el se duce și își revendică moștenirea. Hristos a plecat. Pe noi ne-a curățat prin jerfa lui, ne-a adoptat, a zis tu ești fiu și fică, și apoi a zis vei fi și moștenitor. Și ca să se aducă aminte că ești moștenitor și că lopata groparului nu este ultimul răspuns al vieții, și că nu vei rămâne în glia rece la 2 metri sub pământ pentru întotdeauna, eu o să vă las un testament în mână. Știți cum se numește Biblia? Noul și Vechiul Testament. Și s-a lăsat acest testament. Să a zis, citește -l. și ține cont de clauzele scrise aici. Și citindu-l și ținând cont de clauzele acestui testament, e cu acest testament la pierd, te vei duce într-o zi și vei spune, eu vreau să moșenești tot cerul. Și Domnul îți va spune, stai puțin să vedem, deschid testamentul. În testamentul ăsta spunea, prima clauză, să nu furi. Cum ai stat cu furtul? N-am mai furat, Doamne. Să nu minți. Ai mai mințit? N-am mai mințit. Acceptă-mă pe mine ca Domnul și Mântuitor. Da, Doamne, te-am acceptat. Lasă-te de rău. Am ținut cont de clauzele. Nu zice, tu de -te cu testamentul bucuria stăpânului, ai moștenit cerul. Al treilea privilegiu este privilegiul de a fi moștenitor al cerului. Ce mare har, ce mare binecuvântare. Mă gândeam zilele trecute când eram frământat, mergeam spre Arat pe autostradă, așa, eram eu singur și plângeam și mă rugam și mă gândeam la nenorocita asta de viață în care noi trăim. Și am bă, ce ci ciudată e viața asta, tot să se sfârșească la mormânt și parcă prea devreme. Vorba poetului, pământul e gelos, atât de puțin ai pus în noi și cât de grăbit e să-ți puținul înapoi. Și mă gândeam și mă frământam și spuneam, bă, așa să fie toată viața. Și toată mi-am adus aminte că, de fapt, moartea nu e decât un zbor spre nemurire. Și într-o zi voi, mă, mă, voi dezbrăca de carcasa asta, de țărâna asta și mă voi duce să mă oștenesc și mi-a pregătit tata. Cu testamentul în mână mă voi duce și voi spune, e, de testamentul ăsta m-am îndrăgostit. În fiecare zi am citit din el. Și Dumnezeu a pus pe fratele Alexandru și pe conducea la bisericii, bă, să-ți să trimite câte trei capitole în fiecare zi pe WhatsApp să nu te mai încurci. Și să poți găsi de fiecare dată motiv să citești. Să faci treaba asta cu toată inima ta. Dacă nici acum nu o faci, nu mi se pare că Domnul te forțează să intri în mântuirea Lui? Se pare că îți oferă totul. Și zici, domne, n-am putut să citesc până acum, nu era biserica, nu era ala, nu era celălalt. Văd acum ți se pun toate. Pe WhatsApp poți verifica în fiecare zi, e Biblia pe telefon, în fiecare zi, 10 minute ți ia, să citești câte trei capitole. Și unii nici acum nu le-ați citit, să vă fie rușine. Ce-ar mai fi putut Dumnezeu să facă viei lui? Și nu i-a făcut. Haideți, dragii mei, să ne descotorosim de nepăsare, de mentalitate că aici și acum îl contează într-o zi. Ne vom întâlni cu Dumnezeu că toată viața noastră e pregătirea pentru ultima zi. Ziua aceea când va stabili eternitatea ta, te vei duce cu testamentul ăsta în brațe și vei spune l-am iubit, l-am citit, l-am trăit sau l-am ignorat. Ce om trebuie să fie copilul acela căruia tatăl îi lasă testament cu mare averi? Nu e vorba de milioane de euro, e vorba de cerul întreg. Și cu toate astea tu să ignori testamentul ăsta. Doamne, trezește-ne în această zi și dă-ne gândul cel bun. Și pentru că văd foarte fericiți că am intrat în prelungiri, vreau să închei. E nici prea multă fericire să fie. Pretențiile planului divin. Nu doar promotorul, nu doar portretul, nu doar privilegiile, ci și pretențiile planului divin. 1. Versetul 4. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți. Dumnezeu pretinde de la noi sfințirea noastră. Doi, pretinde slujirea noastră. Versetul 12. Ca să slujim de laudă slavei sale și să-L slăvim pe El, să-L glorificăm pe El. Versetul 6. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în Lui. Iată, dragii mei, trei pretenții descrise de către Sfântul Apostol Pavel, Bisericii din Efes și nou astăzi tuturor. Pentru că eu am întocmit planul ăsta de mântuire pentru voi. Vreau să vă purtați sfinți. Ajută-ne, Doamne. Vreau să mă slujiți. Că de fapt toată viața noastră va conta cât i-am slujit lui Dumnezeu. Pentru mine viața a devenit din ce în ce mai simplificată. Încerc orice activitate pe care o fac, să o fac prin prisma slujirii. E singura care contează. Cât de mult faci pentru tine și pentru ale tale, sunt lucruri care trec odată cu întrebuințarea lor. Dar dacă știi că ești trecător și că mâine, poi mâine, peste 10 ani sau 20 de ani vei intra în pământ și te vei întâlni cu Dumnezeu, cum ar trebui noi să ne raportăm la slujire? Și trei, cum ar trebui să ne raportăm noi la a-L glorifica și slăvi pe Dumnezeu nostru? Pentru că asta sunt pretențiile planului divin. Să sfințești viața, să slujești pe El și să slăvești pe El în fiecare zi. Iată, dragii mei, că în această zi, prin prima secțiune din capitolul 1 din Efeseni, Dumnezeu ne-a vorbit despre promotorul planului divin. El este, el a avut inițiativa planului și a chemării noastre la mântuire. Apoi, el pentru noi ne-a prezentat un portret al planului său, apoi niște privilegii pe care le dobândim ca urmare a acceptării planului divin în viața noastră și în cele din urmă sunt niște pretenții pe care Dumnezeu le cere, le pretinde de la fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să putem împlini tot planul lui Dumnezeu pentru noi. El a făcut planul, iar noi trebuie să l împlinim, așa să ne ajute Domnul. Și apoi, joia viitoare, cum facem noi cu planurile? Acum am văzut cum să ne aportăm noi la planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Să zicem ce planuri facem noi joi lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze.